Bună seara! Pentru a încerca să păstrăm cât mai mult atmosfera creată, noi, adică vorbesc aici de colegele mele, Afrodita Androne, Cela Sena, Constantin și subsemnatul Florina, vom încerca să rostim trei poezii dedicate marelui artist, scrisă de o altă mare personalitate a poporului român, e vorba de Virgil Maxim. Iar poezia care o voi rosti eu spune: dar când să ajungem la hotarul dintre pământuri și de ape, nu mai ce vedem un stâlp de foc, ca o vâlvătaie, fără început, fără sfârșit, ca scara din visul lui Iacov, când s-a culcat cu capul pe altar, ca pe un ceaslov. Da, parcă era de gheatră, de fier, văpaie până în cer. Ba se făcea, ba se desfăcea, iar se împlinea și se tot înălța. Și mări deodată, parcă era stâlpul nostru de muntă, din o gradă, sau el din odaie, pe care îl cioplise badea șofron și zisese că în pădure, sub el, nu mai crescuse nicio păstană. Mi-aduc aminte cum mă rezemasem de el și îl îmbrățișai și îl sărutam și mă închinam și jurai băcuței, dar ce nu-i jurasem? O droaie de vorbe. Dar numai în gând, că în fapt nu îndrăznisem. Și-o îmbrățișai și-o sărutam și-o sărutai și-o îmbrățișam și râdeam și plângeam și plângeam și râdeam. De mi se preunară lacrimile pe obraz și rad de bucurie. Fie ar să fie, că nici nu mai știu, a fost așa sau așa o să fie. Măi, Constantine, că așa-l chema pe ciobănașul care luasem cu mine să dea pe ori, cine te puse necă pe tine? Că parcă în vis ele făcuse pe toate. Cine te puse necă, Constantine, să izbodești atâtea semne minunate de nenasă și cu sufletele înfiorate? Ia, așa mi-a venit mie. Și așa am vrut să se bucure lumea iarăși, ca la început de frumusețile simple și sfinte pe care le vedeam, cu care vorbeam, pe care le-am pierdut prin pietre, prin lemne, prin lut. Că așa m-am gândit eu, ca un Dumnezeu, la stână de mult. Măi, ce minte, ce inimă și ce mână năstrușnică ai! T-o fi călăzit Sfântul și pe tine cu vreo culună în rai. Dar acum hai, grăbește să mulge moile, că dă soarele în strungă. Mănâncă și te hodinește, că mâine ieșim iar la cântatul cocoșului, cu ele pe plaie și iarăși luăm visul de la cap. Hai, Constantin, hai, că zburat măreastra cu visele tale, cu visele noastre, în lume și în rai. Hai, Constantin, hai, coloana recunoștinței. De Virgil Maxim. Avem bucuria să rugăm pe doamna Sorana Georgescu Borja să ne
desfășoarea acestui caier al amintirilor despre prietenul bunicului a fost mai întâi, dovadă că i-a făcut și bustul, apoi această lucrare împreună la coloana fără de sfârșit cu Ștefan Georgescu Borjan. Am rugat
o trecătoare care ne-a dat o brichetă și s-a aprins până la urmă sfeșnicul. Nu departe de mormântul lui Brâncuș se află în capătul alei un cimitir secundar, unde este plasată minunata stelă a sărutului, cea pe care ați văzut-o prezentată de domnul Velescu și despre care Brâncuș a spus că a fost drumul lui spre Damasc. A fost locul, lucrarea care l-a învățat să caute esențialul și să schimbe stilul de lucru. Aș vrea să vă citesc o mărturie din 1957, de la înmormântarea lui Brâncuș, scrisă de prietenul lui foarte bun, Henri Pierre Rocher. Un text frumos. Biserica gemea de lume. Am fi putut auzi multe gânduri nobile dacă difuzorul ar fi funcționat mai bine. Din Cafas se revărsau neîncetat cascade de melodii magnifice. Cea mai parte a participanților ținea în mână lumânări subțiri, aprinse, ale căror lacrimi se scurgeau molcom pe pământ. Pe chipurile oamenilor plutea un regret viu, nu o tristețe pasivă. N-a fost o înmormântare tristă, dimpotrivă. De plâns eram noi, nu el. La cimitirul Montparnasse, pe o vreme de primăvară superbă, sentimentul acesta a devenit și mai puternic. Fețele oamenilor parcă grăiau. Ce hâtru și poznaș era, ce om minunat! Amintirea lui, un izvor mereu proaspăt pentru cei însetați. Am trecut toți prin fața mormântului deschis, aruncând deasupra, una după alta, florile albe pe care o mână prietenească mi le întindea. A urmat apoi un ritual românesc, așa cum dorise el. Mâini nebunatice ne ofereau învelită în hârtie de mătase câte o porție călduță dintr-o nobilă fiertură românească din grâu. Era ceva atât de intim, de o savoare frustă și neașteptată, încât făcea prezența lui Brâncuș și mai puternică. Am mers apoi cu toții la capătul extrem al cimitirului să privim monumentul funerar care dăinuiește acolo, patinat de vreme. Fusese, spunea el, drumul său la Damasc. Pentru întâia oară se exprimase esențial. A fost o înmormântare intimă, plină de cuviință și duioșie, peste care plutea prezența sa invizibilă. Aceste gânduri frumoase ne fac să retrăim, să ne întoarcem puțin în timp, acum 55 de ani. Tot la Paris am prezentat și o lucrare pe care am scos-o recent, care a avut o poveste destul de tristă, o antologie de cugetări brâncușiene în trei limbi, mergând pe folosirea a ceea ce a intrat recent în domeniul public, o adevărată comoară. Gândurile lui Brâncuș scrise chiar de mâna lui, pe care moștenitorii le-au ținut în afara domeniului public ani de zile și care prin formula de care vorbea domnul Velescu, da, așa zisa daciune, a fost în sfârșit intrată în domeniul care se poate fi folosit și de alții.
această lucrare, la care am trudit vreo 10 ani, a avut neșansa ca a doua zi după lansare, în 2010, să moară editorul și, practic, să fie scoase câteva exemplare. După un an, Scrisul Românesc și Centrul Brâncuș au scos o a doua variantă, care s-a epuizat destul de repede, și anul acesta am reușit să scot a treia variantă, mai completă, din care un exemplar l-am dăruit Bibliotecii Institutului, pentru că cuprinde gânduri minunate ale lui Brâncuș. Foarte multe gânduri sunt grupate în gânduri despre Dumnezeu. Și în toată cartea găsiți presărate astfel de gânduri. Vă voi da citire. Unei rugăciuni notate de Brâncuș pe o foaie de hârtie. Doamne, ce pe pământ te-ai coborât și lumea ai luminat, îndreaptă lumina ta spre mine și fă-mă pe mine să urmez calea cea adevărată, că pe calea adevărului mergând, toate vicleniile voi învinge și spre tine ridicându-mă, cu mine voi aduce ție toată ceața rădăcirilor. Și îngerii cerului te vor slăvi pe tine, Mântuitorul. Sigur că în această carte veți găsi și alte texte cu referire la Dumnezeu, pe care Brâncuș l-a slujit, l-a iubit, l-a cinstit. În casa lui era lângă cimitirul pe care în care se afla o bisericuță clădită de moșii lui. El se lăuda că tatălui a fost chiabur moșnean, că moșii lui au durat biserici și el însuși a fost la Chismana în copilărie, mama lui, care se numea Maria Diaconeasa, era fiică de diacon, de sacerdot secund, cum spune Andreea. Ar fi dorit ca Brâncuș să fie preot. Brâncuș, după cum spune Pandrea, a ajuns mare sacerdot al artei. Deci, într-un fel, tot pe un plan asemănător. El a plecat din sat la Craiova și acolo l-a întâlnit pe bunicul meu, care era gorjan dintr-un sat vecin, mai bătrân decât el, cu vreo 7 ani, și care l-a luat în grijă. Pe bunicul chema Ion Cioban. Nu prea i-a plăcut să aibă grijă de voi și când a ajuns la Craiova și a lucrat acolo, și-a schimbat numele în Georgescu, băiat al Gheorghe, adică Gorjan. Numele de Georgescu Gorjan, în momentul de față, nu mai vor decât eu, s-au prăbădit ceilalți. Bunicul, împreună cu alți negustori, l-au îngrijit, l-au ajutat pe Brâncuș să-și găsească rostul, văzându-l că cioplește, că face o vioară dintr-o cutiuță de scânduri de portocale, de citrice, și cu ajutorul unui consilier de acolo, l-au trimis la școală. Brâncuș era destul de mare, făcuse școală în sat, vreo 3 clase, a mai făcut în alt sat, în apropiere altă școală, deci avea vreo 4 clase neterminate. Sigur, cei care povestesc că Brâncuș nu știa nimic, nu spun lucru adevărat, făcuse școala primară. Iar la Craiova a făcut această școală de artă și meserii, care era o școală foarte serioasă
și unde a făcut sculptură. A trecut chiar două clase într-una și după aceea a reușit să termine cu note foarte bune și cu ajutorul Bisericii Madonna Tudu a fost trimis cu bursă să învețe în București. Deci tot biserica l-a ajutat să meargă mai departe. În București a făcut școala de bele arte, a cântat la Biserica Mavrogheni, care era biserica, parohia școlii de arte, de bele arte, era la biserică, unde acum Muzeul Țăranului Român era școala și biserica se găsește și acum acolo și există o plăcuță că acolo a învățat Brâncuș. În timpul școlii a reușit să facă un ecorșeu, o statuie a omului jupuit, extraordinar de reușită, de care a fost foarte, foarte mulțumit și pe care, spre sfârșitul vieții, a dorit să se trimită la Paris. Din păcate, n-a ajuns în bune condiții, s-a stricat. Iar o imagine a acestui ecorșeu a fost expusă în 33 la Galeria Graham din New York. Brâncuș, după ce a terminat școala cu bine, s-a dus să facă armata și a făcut-o la Craiova. Ca tânăr, fără teteri sau cum se cheamă, fără... Nu trebuia să facă toată armata, ci numai o termen de tusuriza. La Craiova nu avea însă în cazarmare și a fost găzduit tot la bunicul meu, care i-a fost tot timpul foarte aproape. Cu această ocazie, în 1902, ca proaspăt absolvent de bele arte, i-a făcut un bust foarte frumos, clasic, cu ochi, cu mustață, furculiță. Din păcate, acest bust, în decursul anilor fiind din chip, s-a deteriorat. Mustățile în furculiță au fost stricate de unchiul meu, care era copil mic și care s-a jucat cu ele, dar până la urmă a fost, din fericire, achiziționat de Muzeul de Artă. Eu, la un moment dat, l-am semnat, ca să știe copiii că e Brâncuș. Și într-un catalog a apărut acolo un bust semnat, semnătura era mea, mea lui Brâncuș. Dar, mă rog, astea sunt poveștile care se întâmplă. În momentul de față, lucrarea este la muzeu, e cea mai veche lucrare din cabinetul Brâncuș. Peste ani, Brâncuș a revăzut lucrarea și a spus, nu e rea. Mi-amintesc ce bine mi-a părut când i-am ghicit privirea. Și într-adevăr, dacă ajungeți la sala Brâncuș de la Muzeul de Artă, o să vedeți că acest bust foarte frumos are pupilele marcate, spre deosebire de foarte multe lucrări de Brâncuș care au ochii goi, fără marcarea acestor pupile. În fiecare primă miercuri din lună, când este accesul gratis la muzeu, mă duc să-l văd pe bunicul și am avut de câteva ori surpriza să constat că nu era datat. Am rugat să fie marcat 1902, că e totuși la mai veche lucrare de acolo. Iar altă dată am constatat că bunicul care n-a făcut nicio zi de școală, a fugit de la țară și a învățat singur să scrie și să citească, figura ca inginer. Și i-am rugat pe cei de acolo să nu pună această informație și m-au întrebat de ce a fost, putea să fie om. Nu era neapărat nevoie să fie inginer. Inginer, într-adevăr, a fost tata, care a crescut de mic cu cul
lui Brâncuș, a ajuns inginer în Valea Jiului și la prima ocazie, prima vizită pe care a făcut-o în Paris, s-a dus să-l viziteze pe prietenul tatălui său. Brâncuș l-a primit, l-a omenit, l-a primit cu bucurie și tata a scris rânduri foarte frumoase despre această primă vizită a lui la Brâncuș la Paris, despre faptul că Brâncuș l-a invitat în zi fără carne, deci Brâncuș ținea post. Și când nu era zi de carne, mergea, nu mai gătea el carne, și mergea la o mică ospătărie unde l-a omenit pe tata cu melci. Mercii lui tata mi-au plăcut absolut deloc, Brâncuș îi aprecia. Și am stabilit să se întâlnească după aceea în ziua de 7 ianuarie, ziua de naștere de nume a bunicului Ioan, și să stea de vorbă mai mult. Cu această ocazie, Brâncuș i-a discutat cu el, i-a povestit ce părere proastă avea despre Michelangelo, pe tata asta l-a șocat, i-a explicat că după Rodin nu mai avea ce să facă și că urmează alt drum. Între altele, cu niște luni în urmă, fusese invitat de Aretia Tătărescu să facă un monument pentru eroii de la Târgu Jiu. Și în atelierul lui se aflau coloane de lemn, coloane de lemn făcute în decursul anilor, pentru că începând din 1917-18, când începuse războiul, Brâncuș a început să cioplească aceste coloane de lemn, care lui, într-un fel, îi aminteau de stâlpii de morți tineri de pe mormintele din Gorj. Și în cartea de care m-am vorbit, o să găsiți la un moment dat, scris de mâna lui Brâncuș, brad la nuntă, brad la moarte, toate-s una, una-s toate. Faptul că această tradiție a bradului descoronat de mort este folosită și pentru nuntă și pentru înmormântare. Și în aceste frumoase imagini, pe care aceste coloane pe care le-a văzut Brâncuș acolo, erau ca un fel de copaci fără frunziși, aceste coloane minunate. Ați văzut în filmuleț cum arăta coloana de plop pe care Brâncuș a tăiat-o și a dus-o înapoi în atelier. Era coloana de la Boulangerie, de lângă Paris, făcută pentru prietenul lui Eduard Steiffen, foarte admirată și plăcută celor care au văzut-o. Steiffen a trebuit să plece în America, era un fotograf american, și în momentul în care a plecat, s-a gândit că nu poate să ia cu el această coloană, care avea 7 metri. Brâncuș a tăiat-o pur și simplu și a dus-o în atelier. Steiffen a zis că nici prin cap nu i-a trecut că ar fi putut să o taie. Ați văzut acolo cum s-a desfășurat operația de decupare a acestei coloane. În momentul în care Brâncuș l-a întrebat pe tata dacă ar putea să facă o coloană din metal de mari dimensiuni, tata i-a dat o soluție care i-a plăcut. Un stâlp de oțel bine înfipt în pământ, pe care să se tragă ca niște mărgele modulele identice ale coloanei. Toate coloanele de lemn al lui Brâncuș așa sunt. Toate, în toate aceste coloane, mărgeaua sau modulul respectă o anumită proporție. 1
2, 4. Latura mică, latura mare și înălțimea. Și aceasta era dorința principală a Brâncuși, ca această proporție a modulului a mărgerei să se respecte. Tata a fost de-a dreptul fericit să, atunci când Brâncuși, mulțumit de soluție, i-a propus să colaboreze cu ele. Tata lucra în Valea Jiului, la atelierele centrale de acolo, conducea atelierele de turnătorie, de structuri metalice, proiectarea și modelarea. A vorbit Brâncuș cu doamna Tătărescu, soțul ei era prim-ministru și a creat toate condițiile. Societatea Femeilor Colgene au suportat o parte din cheltuieli, cea mai mare parte a cheltuielilor a suportat-o însă Societatea Petroșani, al cărei director era Ion Bujoru, care era ministru liberal în cabinetul Tătărescu și care a înțeles să asiste prin lucrători și prin plata materialelor ridicarea acestei coloane, care practic s-a trecut ca și costuri pe vagoneți. Pentru că Societatea Petroșan, din acele ateliere, făcea utilaj minier, făcea stil de susținere pentru mine, nu pentru cer, așa cum a venit Brâncuș Covale. Și, într-adevăr, timp de 1937, Brâncuș a venit din țară, a stat o lună de zile la Petroșan, au discutat întâi toate dimensiunile, apoi a cioplit el însuși modelul de lemn de T al unui element, o singură fațetă, celelalte fațete le-a cioplit modelorii excepționali din Valea Jiului, după care i-a plecat înapoi în Paris, unde el trebuia să se întâlnească cu Maharajahul, Indor, cel care îl invita să facă templul în India. În timpul acesta, toată ridicarea coloanei a fost rezolvată de echipa de profesioniști desăvârșiți din Valea Jiului. Tata ea l-a ținut la curent cu tot ce se întâmpla prin corespondență pe care a cerut-o moștenitorilor în Brâncuș după niște ani, dar aceia nu i-au dat-o și abia după ce au intrat toate documentele în echipa de la Paris, atunci am reușit și eu să primesc scrisorile tatei către Brâncuș, scrisorile lui Brâncuș către tata, le avem, bineînțeles, sunt păstrate cu sfințenie, dar având acum și corespondența aceasta a scrisorilor tatei, se poate vedea exact cum anume s-a ridicat această coloană. Brâncuș a asistat la tragerea câtorva elemente, câtorva au revenit în țară la un moment dat. Veți vedea în filmuleți, pentru că nu numai fotografiile făcute de tata dau mărturie despre această treabă, ci și filmele făcute de Brâncuș. Filme făcute de Brâncuș care au intrat în sfârșit în 2011 în domeniul public. Le-au ținut tot așa moștenitori și abia acum au fost cumpărate de cei de la Pompidou. Ce ați văzut dumneavoastră sunt filmulețe făcute de Brâncuș sau făcute de fotograful mai rar, și reprezintă documente absolut unice, în care îl vedem pe Brâncuș lucrând, îl vedem mișcându-se, vedem ce vedea. Pe mine cel mai mult m-a impresionat foarte, foarte mult faptul că atunci când a intrat în țară, minute în șir, a filmat de pe geamul trenului ceea ce se vedea în țară. Câmpuri, pâlcuri de copaci, apă. Dorul lui față de țară
se vede în această suită de imagini fără sfârșit. Acolo, oricum, din păcate, multe din persoane nu mai există, nu mai știi cine sunt, dar se vede și felul în care s-a construit coloana, sunt câteva secvențe, iar la sfârșitul filmului sunt foarte multe imagini cu coloana gata construită, pe care Brâncuș a fotografiat-o cu fundal de nori, cu fundal de soare, cu fundal de munți, dovadă că i-a plăcut ce a făcut. Și mai mult decât atât, peste ani, în filmul trecerii lui la cele veșnice, a mărturisit unui reporter că singurele lucrări care au ajuns la un grad de desăvârșire au fost coloana fără sfârșit și cocoșul. Cocoșul a vrut să-l dăruiască Franței, coloana a dăruit-o României. Și aceste nestemate pe care nu le-a lăsat nouă aici în țară ar trebui păstrate. Din păcate, sunt probleme încă cu ele. Ca să vă închei, vă spun ceea ce a scris Brâncuș însuși într-una din notațiile sale despre coloana fără sfârșit. Scris chiar de mulți ani, deci e autentic. Coloana fără sfârșit este asemenea unui cântec etern care ne duce în infinit, dincolo de orice durere și bucurie factice. Vă mulțumesc!